Mă bucur să vă spun din nou bun venit și în seara aceasta, când dorim să cerem mai întâi prezența lui Dumnezeu, intonând imnul 344, Doamne, aș vrea să stau. Aș dori să dau glas căutării psalmistului care scrie în psalmul 42 următoarele cuvinte. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Și dorim și noi acum, în rugăciune, să cerem lui Dumnezeu ca să umple inima noastră cu prezența sa prin Duhul Sfânt. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, dorim în această seară și în acest sabat din nou să ne punem la dispoziția ta. Știm că tu ai pregătit multe binecuvântări cu care dorești să înnobilezi viața noastră, să înfrumusețezi această zi de sabat și îți mulțumim pentru ziua de odihnă pe care tu ne-o dăruiești și ajută să o trăim intens împreună cu tine. Te rugăm în seara aceasta să binecuvintezi din nou servul ales, care să ne conducă în pașii spre redeșteptare personală și să ne ajute să înțelegem cum Hristos poate fi primit și să crească în viețile noastre. Lasă harul și binecuvântarea ta peste noi și peste ziua ta cea sfântă, te rugăm în numele Mântuitorului. Amin. Vă doresc tuturor un sabat fericit. Vă spun din nou bun venit la seminarul pentru redeșteptare spirituală. L-avem din nou ca invitat pe fratele Helmut Haubeil, care în acest sabat, în 4 seminarii, ne va prezenta pașii pentru ca să ne apropiem de Iisus, El să rămână în noi și să ducem o viață biruitoare. Bruder Haubeil, ich sage dir wieder herzlich willkommen und wir möchten jetzt von dir hören, wie wir Jesus kennenlernen, wie wir in ihm wachsen dürfen. Ich begrüße alle Anwesenden herzlich hier in einer der rumänischen Gemeinden in Wien, aber auch alle, die uns zuhören über Internet. Doresc să salut pe toți cei prezenți într-una din cele două comunități din românești din Viena, dar în același timp adresăm un călduros salut și către cei care ne urmăresc pe calea internetului. Unser Thema für diesen Sabbat lautet Tema pe care o vom aborda în acest sabat
se intitulează Rămânerea în Hristos. Es hat mit der Einladung Jesu zu tun, bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Este vorba de invitația pe care ne-o face Domnul Hristos, rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Dabei ist Freitagabend eine Zeit, in der ich immer gerne in meinem Leben zunächst Erfahrungen erzähle. Vineri seara este pentru mine de obicei ocazia când povestesc multe experiențe. Wir werden eine große Erfahrung hören heute Abend, unter welchen Umständen Gott in unserem Leben große und unfassbare Dinge tut. În seara aceasta vom cunoaște o experiență deosebită, și anume în ce condiții Domnul Hristos poate să facă o lucrare mare, deosebită în viețile noastre. Unser Leittext ist Epheser 2, Vers 10. Aș dori să deschidem Scriptura în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. In diesem Vers ist die Rede von zwei Werken. În acest text este vorba de două lucruri. Das erste Werk, das hier erwähnt ist, ist das neue Leben, das Gott jedem schenkt, der sein Herz Jesus schenkt. Prima temă este viața nouă pe care Domnul Hristos o dăruiește fiecăruia care îi dăruiește inima. Jesus hat eine Einladung an jeden Menschen gerichtet. Kommt her zu mir. Domnul Hristos adresează o invitație către toți oamenii, chemându-i, veniți la mine. Demjenigen, der ihn angenommen hat als Erlöser und Herrn, iar cei care l-au acceptat ca Domn și Mântuitor, lässt er eine weitere Einladung zukommen. Le adresează o următoare invitație. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Chemându-i, rămâneți în mine, iar eu voi rămânea în voi. Wir sehen, dass die Entscheidung bei uns liegt. Wenn wir bei Jesus bleiben, bleibt er bei uns. Observăm de fapt că decizia este la noi. Dacă noi alegem să rămânem la Domnul Hristos, El va rămâne cu noi. Wie geht das vor sich, dass bei Jesus bleiben? Și cum înțelegem această rămânere în Hristos? Es geht hier um zwei tägliche Glaubensschritte. E vorba aici de doi pași care zilnic ar trebui să-i facem prin credință. Wir finden in unserem Buch Das Leben Jesus, Seite 676, in Cartea Calea Hristos Lumina Lumii, eine sehr kurze und treffende Erklärung. Întâlnim o remarcă foarte scurtă, dar potrivită. Bleibt in mir und ich in euch. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Das bedeutet, iar lucrul acesta înseamnă ein beständiges Empfangen des Heiligen Geistes, o primire continuă a Duhului Sfânt, und ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst. Și o viață de dăruire, de consacrare, fără nicio rezervă în slujirea Lui. Unsere beständige Beziehung zu Jesus wird also erhalten, indem wir uns ihm täglich weihen mit allem, was wir sind und haben. Iar această legătură cu Domnul Hristos este păstrată prin acea zilnică dăruire cu tot ceea ce avem, cu tot ceea ce suntem Domnului Hristos. Und indem wir täglich im Glauben um den Heiligen Geist bitten und ihn empfangen. Și în același timp să ne rugăm prin credință ca să primim Duhul Său cel Sfânt. Durch diese beiden Schritte bleibt die Beziehung zu Jesus innig und lebendig. Iar prin acești doi pași, legătura cu Domnul Hristos rămâne vie și statornică. Auf der Grundlage diesen neuen Lebens in Christus, pe baza acestei noi vieți în Domnul Hristos, schafft Gott ein zweites Werk, ein Werk durch uns.
Înfăptuiește Dumnezeu o lucrare prin în noi și în același timp prin noi. Der Text sagte, denn wir sind sein Werk, das ist das erste Werk, geschaffen in Christus Jesus. Textul ne spune, noi suntem lucrarea Lui, deci am fost zidiți de Hristos. Jetzt kommt das zweite Werk, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Și acum a doua lucrare, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca noi să umblăm în ele. Eine moderne Übersetzung sagt den zweiten Teil so. O traducere mai modernă redă în următorul fel a doua parte a textului. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Deci Dumnezeu a pregătit tot ceea ce noi ar trebui să facem mai dinainte. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Iar în dreptul nostru rămâne ca ceea ce a pregătit El să acceptăm și să împlinim. Von diesem zweiten Werk heißt es, dass Gott es schon vorher bereitet hat. Iar textul ne spune că Dumnezeu a pregătit deja toate înainte. Und unsere Aufgabe ist es nun, das durchzuführen. Și lucrarea noastră este ca să acceptăm și să le împlinim. Das bedeutet, Gott hat in seinem Generalplan für die ganze Welt einen Teilplan für dich und für mich. Ce înțelegem? Dumnezeu în planul său general cu omenirea are totuși un plan particular cu tine sau cu mine. In der Erfüllung dieser Aufgabe wachsen wir im Glauben. În deplinirea acestei lucrări noi creștem prin credință. Und in unseren geistlichen und praktischen Fähigkeiten. De asemenea și în aptitudinile noastre practice spirituale. Wir nehmen zu an Freude und Kraft, bucuria și puterea cresc, an Erfahrung und Kompetenz, experiența și competența noastră, und wirken dabei für das Reich Gottes. Și lucrăm în favoarea împărăției lui Dumnezeu. Gott erwartet nicht von uns, dass wir dieses Werk in eigener Kraft tun. Dumnezeu nu așteaptă ca această lucrare să o facem în propria noastră putere. Er hat göttlichen Beistand vorbereitet. El a pregătit un ajutor divin. Er schenkt uns den Heiligen Geist, um uns auf allen Wegen zu helfen. Ne dăruiește Duhul Său cel Sfânt pentru ca să ne sprijinească în umblarea noastră. Da Gott jeden von uns besser kennt, wie wir uns selbst kennen. Pentru că Dumnezeu cunoaște pe fiecare în parte mai bine decât ne cunoaștem noi pe noi înșine. Ist dieses zweite Werk maßgeschneidert auf uns. De aceea lucrarea pe care El a făcut-o mai înainte este croită în mod special pentru fiecare dintre noi. Wir können es mit Gott in Verbindung durchführen. Iar împreună cu Dumnezeu putem împlini această lucrare. Und da wird nun gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Și ni se spune, cel care crede în mine, cum spune Scriptura, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Din el vor curge izvoare de apă vie. Das sagte er von dem Heiligen Geist. Nu și se referă aici la Duhul Sfânt. Wir sehen hier in symbolischer Sprache, dass Gott durch uns Großes tun will. Și vedem exprimat în mod, printr-un limbaj simbolic, că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari prin noi. Er will durch uns eine Vervielfältigung bewirken. El vrea să multiplice lucrurile sale către oameni prin noi. Diese herrliche Verheißung Jesu ist unübertreffbar. Iar această minunată făgăduință a Domnului Iisus Hristos este de neimaginat pentru noi. Nehemia hat den Aufbau der Mauer Jerusalems geleitet. Nehemia a fost cel care a condus lucrările de rezidire a zidurilor Ierusalimului. War das seine Idee? A fost cumva ideea lui? Er sagt in Kapitel 2, Vers 12, în capitolul 2, versetul 12, ne spune: Was mir mein Gott eingegeben hatte für Jerusalem zu tun. 2:12, ja? Ja. Ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Gott hatte es zuvor geplant,
und er sollte darin wandeln, es durchführen. Planul era alcătuit mai dinainte de Dumnezeu, iar Nehemia este chemat ca să-l împlinească. Nehemia hat in diesem Werk trotz großen Widerstand und großen Erfolg. Nehemia, în ciuda marilor împotriviri de care au avut ei parte, totuși a avut un succes extraordinar. Zu diesem Erfolg hat sehr stark beigetragen. La realizarea acestui succes, Ege Weid sagt, unter den ersten, die den eifernden und ernsthaften Geist Nehemias übernahmen, deci cei care au primit Duhul lui Nehemia, waren die Priester Israels. Printre ei erau preoții lui Israel. Mit ihrer einflussreichen Position, iar prin pozițiile lor influente, die sie inne hatten, pe care le dețineau, konnten diese Männer viel tun, acești bărbați puteau să facă multe lucruri, um die Arbeit zu behindern oder voranzubringen. Pentru ca să stimuleze sau să împiedice lucrarea. Ihre bereitwillige Zusammenarbeit gleich zu Beginn trug nicht wenig zum Erfolg bei. Dispoziția lor de a lucra împreună a condus la mult succes. Gott segnet Zusammenarbeit. Deci Dumnezeu binecuvintează colaborarea. Dabei wird Gott häufig in diesem zweiten Werk ganz klein und unscheinbar anfangen. Wie bitte noch einmal? Dabei wird Gott in diesem zweiten Werk in der Regel klein und unscheinbar beginnen. De obicei Dumnezeu începe într-un mod poate mai puțin vizibil, poate într-o măsură mai mică atunci când lucrează noi. Wir sollen den geringen Anfang nicht verachten. De aceea nu trebuie să disprețuim începuturile slabe. Gott hat manchen auf seltsame Weise für eine große Aufgabe vorbereitet. Dumnezeu a pregătit de multe ori într-un mod cu totul deosebit oameni pentru o mare lucrare. Denken wir an Josef, der 13 Jahre Sklave und Gefangener war. Gândiți-vă puțin la Iosif, care 13 ani a fost un sclav întemnițat. Oder denken wir an Mose, der 40 Jahre Hirte war. Sau 40 de ani în dreptul lui Moise, timp în care a fost un păstor. Und danach eine der größten Führungspersönlichkeiten war, die es je auf dieser Erde gegeben hat. Iar după aceea a devenit unul dintre cei mai mari conducători care au existat vreodată pe fața Pământului. Welche Voraussetzung ist notwendig, damit Gott in diesem zweiten Werk durch uns wirkt? Ce condiții sunt necesare pentru ca Dumnezeu să poată să-și înfăptuiască lucrarea în noi? Das sind die beiden Schritte, die wir vorher erwähnt haben. Nu, sunt de fapt cei doi pași pe care am amintit înainte. Die tägliche volle Hingabe an Christus. Consacrarea noastră zilnică lui Isus. Und das tägliche Empfangen des Heiligen Geistes. Și primirea zilnică a Duhului Sfânt. Nur auf dem Fundament dieses lebendigen ersten Werkes wirkt Gott dieses zweite Werk. Numai pe baza fundamentului acestei prime lucrări, Dumnezeu poate lucra după aceea cea de-a doua. Wenn diese innige Beziehung nicht vorhanden ist, dann kann der Mensch in diesem zweiten Werk nicht mit der Hilfe Gottes rechnen. Dacă nu există o legătură vie cu Domnul Iisus Hristos, atunci el nu poate lucra mai departe. Ein Beispiel, das uns zeigt, dass das zweite Werk, das heißt die Führung Gottes in dem zweiten Werk, abhängig ist vom ersten Werk. Și aș dori să vă ofer un exemplu pentru ca să descoperiți cât de dependentă este lucrarea lui Dumnezeu de prima, și anume consacrarea noastră zilnică. Im Hinblick auf unsere Literatur schreibt Ellen White. Iată ce scrie Ellen White. Ein Artikel, der im Geist Gottes geschrieben wurde, un lucru ce este scris prin Duhul Sfânt, wird von den Engeln bestätigt, este confirmat de înger, und beeindruckt in derselben Weise den Leser. Și influențează pe cititor. Deci un articol care apare
inspirat de Duhul Sfânt, este confirmat de înger și influențează pe cel care citește. Wenn aber der Schreiber eines Artikels nicht zur Ehre Gottes lebt, dar dacă cel care scrie articolul nu trăiește spre slava lui Dumnezeu, und sich ihm nicht vollständig geweiht hat, și nu s-a consacrat pe deplin lui, dann bemerken die Engel den Mangel mit Trauer. Atunci îngerii constată cu tristețe această lipsă. Sie wenden sich ab, nu? Se depărtează de el, und beeindrucken den Leser nicht, și nu mai influențează pe cititor, weil Gott und sein Geist nicht darin sind. Pentru că nici Dumnezeu și nici Duhul Sfânt nu sunt în ceea ce se face. Die Worte mögen gut sein, cuvintele s-ar putea să fie bune, aber darin fehlt der Einfluss des Geistes Gottes. Dar e posibil să lipsească influența Duhului Sfânt. Merken wir, worauf es ankommt bei Literatur? Observăm de fapt despre ce este vorba când vorbim de literatură. Es muss im Geist Gottes geschrieben sein. Trebuie să fie scris în Duhul lui Dumnezeu. Der Schreiber muss zur Ehre Gottes leben. Scriitorul trebuie să trăiască spre slava Domnului. Und zwar in vollständiger Hingabe. Printr-o continuă consacrare. Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, iar dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, wird kein göttlicher Einfluss ausgeübt. Atunci nu se va simți influența divină. Das heißt, die Engel beeindrucken den Leser nicht. Ceea ce înțelegem, că îngerii nu pot influența pe cititor. Gott lässt sich nicht von dem wunderbaren Inhalt eines Artikels beeindrucken. Dumnezeu nu se lasă influențat de conținutul, poate extraordinar, a unui articol. Gottes Kriterium ist diese lebendige Beziehung mit Christus. Pentru că criteriul Dumnezeu este mai întâi de toate legătura vie cu Isus. Ob dieses zweite Werk ein Missionsprojekt ist. Dacă cea de-a doua lucrare e poate un proiect misionar, oder die Erziehung unserer Kinder, sau e vorba de educația copiilor noștri, oder die Pflege von Kranken, sau îngrijirea celor bolnavi, oder die Leitung einer Firma, sau conducerea unei firme, es ist überall dasselbe Kriterium. Peste tot întâlnim, de fapt, aceeași cerință. Es ist hier eine große Frage. Și întâlnim aici o mare întrebare. Arbeite ich für Gott oder wirkt Gott durch mich? Și anume, lucrez eu pentru Dumnezeu sau Dumnezeu lucrează prin mine? Leroy Frum spunea următoare. Für Gott arbeiten ist eine Sache. Să lucrăm pentru Dumnezeu este un lucru. Aber dass Gott durch uns wirkt, ist eine andere. Dar că El lucrează prin noi este cu totul altceva. Die Welt verlassen und Christus nachfolgen ist eine Sache. Să părăsim lumea și să-L urmăm pe Domnul este un lucru. Aber ein Mensch sein, in dem der Heilige Geist in seiner Fülle, dar ca să fim oameni umpluți de Duhul Sfânt, mit seinem Reichtum an Kraft und Gnade wohnt, în care să locuiască din belșug puterea și harul său, ist eine andere. Este cu totul altceva. Gott kann mit Menschen nichts Revolutionäres bewirken, Dumnezeu nu poate să facă nimic revoluționar cu oamenii, bevor er nicht etwas Revolutionäres für sie getan hat. Înainte ca să facă lucruri revoluționare în ei. Indem der Heilige Geist in ihr Leben eintritt. Pentru ca Duhul Sfânt să pătrundă în viața lor. Ellen White sagt, Gott wird die Arbeit vollbringen, wenn wir ihm als Werkzeuge dienen. Iar Ellen White spune că Dumnezeu își va face lucrarea dacă noi ne substituim lui ca niște unelte. Es geht um die große Frage, arbeite ich in menschlicher oder göttlicher Effizienz? De aceea avem o mare întrebare. Lucrez în putere omenească sau divină în ce privește eficiența mea? Also in einem menschlichen oder göttlichen Wirkungsgrad.
sunt angajat din punct de vedere omenesc sau prin Duhul. Darf ich es nochmal sagen? Das Kriterium ist mein Leben in täglicher, vorbehaltloser Hingabe an Christus. Iar criteriul sau prima condiție este devotamentul meu zilnic și trăirea în Hristos. Und das tägliche im Glauben bitten und empfangen des Heiligen Geistes. Iar cel de-al doilea lucru, prin credință, cererea continuă a Duhului Sfânt. Gottes Eingreifen kann weit über meine menschlichen Möglichkeiten hinausgehen. Lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi va întrece cu mult ceea ce gândim noi omenește. Denken wir an biblische Personen wie Gideon. Gândiți-vă la câteva personaje biblice, Gedeon de exemplu. Oder Josua. Sau Josua. Oder Mose. Sau Moise. Gott will auch heute große und unfassbare Dinge tun. Dumnezeu dorește și astăzi să facă lucruri nemaipomenite. Im Leben in den Werken Gottes werden immer wieder überraschende Dinge geschehen. În viața pe care o dorim cu Dumnezeu, mereu se vor întâmpla lucruri care ne surprind. Es werden immer wieder Dinge geschehen, die menschlich nicht bewirkt werden können. Mereu se vor întâmpla lucruri pe care omenește nu le-am putea face. Wir haben deutliche Zitate in unserer Literatur. Și avem un citat foarte clar în literatura noastră. Wir werden den Sieg nicht durch große Anstrengungen oder Macht gewinnen. Biruința nu vom câștiga prin sforțări sau printr-o putere sondern durch eine vollständige Hingabe an Jesus. Ci printr-o predare deplină Domnului Hristos. Bitte Jesus um Gnade und seinen Wirksamkeitsgrad. Rugați-L pe Domnul Hristos pentru harul său. Und du wirst in deiner Aufgabe nicht allein sein. Și vei vedea că nu vei fi singur în lucrarea pe care o ai de făcut. Jedem, der sich dem Herrn vorbehaltlos zum Dienst zur Verfügung stellt. Oricine se supune fără nicio rezervă lui Dumnezeu pentru lucrare, wird die Kraft verliehen, unermessliche Ergebnisse zu erzielen. Va primi puterea pentru ca să aibă rezultate deosebite. Gott zu dienen ist eine Quelle großer Freude. Al sluji pe Dumnezeu este un izvor de mare bucurie. Wodurch konnte der Apostel Paulus ein so gewaltiges Missionswerk vollbringen? Cum a fost posibil în dreptul apostolului Pavel să înfăptuiască o lucrare misionară atât de mare? Wir kennen alle seine Aussagen in Galater 2, Vers 20. Cunoaștem cu toții ceea ce a scris în Galateni 2, cu 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Er schreibt im Römerbrief, Kapitel 15, in den Versen 18 und 19. Iar în Roman, capitolul 15, versetele 18 și 19, scrie: Christus selbst hat durch mich, durch mein Reden und Tun bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott unterstellt haben. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultarea de El. Er selbst erwies hier seine Macht in staunenerregenden Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Nun wollen wir zum zweiten Teil kommen, zur Illustration in der Praxis, wie das vor sich geht. Și acum aș dori să trecem la partea a doua, cum putem ilustra în mod practic că s-ar întâmpla aceste lucruri. Ich möchte zur Ehre Gottes berichten, welche große und spannende Aufgabe mir Gott 2011-2012 gegeben hat. Aș dori ca să povestesc spre slava lui Dumnezeu biruințele pe care mi le-a dăruit Dumnezeu în 2011-2012. Ich habe das damals gar nicht bemerkt. Atunci nici n-am observat aceste lucruri.
In diesem Werk erlebe ich große Herausforderungen und höchste Freude. În lucrarea pe care o fac, stau în fața unor mari provocări, dar trăiesc de asemenea multă bucurie. Dabei müssen wir beachten, dass dieses unser Werk Gottes Werk ist und bleibt. Și trebuie să ținem cont că lucrarea pe care noi o facem este de fapt lucrarea lui Dumnezeu și rămâne a lui. Unser Werk ist in Wirklichkeit nur ein Baustein in dem großen Werk Gottes. Iar în realitate noi suntem doar o cărămidă în marea lucrare a lui Dumnezeu. Das Werk, das Gott durch mich in Gang gebracht hat, war die 40 Tage Bücher von Dennis Smith in Deutsch. Iar lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin mine a fost ca să iau programul de 40 de zile de rugăciune scris de Dennis Smith und die Broschüren Schritte zur persönlichen Erweckung und in Jesus bleiben weltweit. Să le traduc în germană sau broșura Pași spre redeșteptare personală sau rămânerea în Hristos, lucruri care s-au răspândit peste tot în lume. Der Werdegang wird zeigen, dass ich nicht der Autor bin, sondern dass ich ein Werkzeug in Gottes Hand war. Iar ceea ce se întâmplă demonstrează că eu nu sunt autorul la tot ceea ce s-a întâmplat, ci doar o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Auch hier geht Gott den Weg der Zusammenarbeit. Și aici Dumnezeu alege drumul colaborării. Ich sehe es so, dass ich der Koordinator bin. Eu sunt doar coordinatorul unei lucrări. Und Gott hat eine ganze Anzahl Menschen dazu gegeben, die einen kurz, die anderen lang. Iar Dumnezeu a rânduit tot felul de oameni cu care să colaborez pentru o scurtă sau o îndelungată vreme. Das Werk, in dem andere beteiligt sind, ist Fürbitte, übersetzen, korrigieren, finanzieren. Iar lucrarea pe care, la care participă alții este rugăciunea de mijlocire pe care o fac, lucrări de corectură, de traducere, finanțare, layout und Druckvorbereitung, pregătirea cărților pentru tipar, drucken, weitergeben, tipărirea și distribuirea, Verbindungen anknüpfen, realizarea de noi contacte, unterstützen der Verbreitung, și sprijinirea răspândirii, einsenden von Zeugnissen, acestor materiale spre mărturie. Es ist wunderbar, dass Gott einer Gruppe von Menschen einen Auftrag gibt. Este minunat că Dumnezeu a mișcat o grupă de oameni care s-a implicat în lucrarea aceasta. Gott gab mir 2011 drei Impulse. Dumnezeu mi-a dat în 2011 trei impulsuri, damit ich mich intensiv mit dem Leben im Heiligen Geist beschäftige. Pentru ca să mă preocupe subiectul trăirii cu în Duhul Sfânt. Ich regte in dieser Zeit 2011-2012 an bei unseren deutschsprechenden Verlagen. Iar în perioada aceasta 2011-2012 am încercat să mă adresez editurilor noastre în spațiul vorbitor de limba germană. Das Buch 40 Tage Andachten und Gebete zur Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu von Dennis Smith über den Heiligen Geist herauszubringen. Rugându-i ca să scoată cartea 40 de zile de rugăciune în pregătirea noastră pentru așteptarea Domnului Iisus Hristos. Aber aus unterschiedlichen Gründen, dar din diferite motive, konnte kein Verlag das übernehmen. Nici o editură n-a putut prelua editarea cărții. So betet ich am 1. April 2012. Iar la 1 aprilie 2012 mă rugam: Lieber Gott, dieses wichtige Buch, keiner kann es übernehmen. Și am spus: Doamne, cartea aceasta atât de importantă nu poate fi preluată în planul de editură a vreunui editor. Ich sagte: Lieber Gott, erwartest du, dass ich noch irgendetwas mache? Și am întrebat pe Domnul: Mai aștepți ceva din partea mea? Ce aș putea să fac? Ich erhielt die Antwort: Kümmere dich. Dumnezeu mi-a dat răspunsul: Ich hatte mich noch nie um ein Buchprojekt gekümmert. Și el mi-a zis: Îngrijește-te, deși până atunci niciodată n-am avut în vedere să scot o carte.
Ich verstand absolut nichts davon. Nu mă pricepeam la lucrurile acestea. So betete ich, așa că m-am rugat, dass der Herr mir die notwendige Hilfe schenken möge. Ca Dumnezeu să-mi trimită ajutorul de care am nevoie. Er führte mich auf unterschiedliche Art und Weise. Iar el m-a condus în diferite moduri. 6 Leute zu. Și au venit 6 oameni. In der Schweiz, in Deutschland und Österreich. În Elveția, Germania și Austria. Die ihre Gaben einbrachten. Care au fost dispuși să folosească darurile lor. So dass innerhalb von 4 Monaten das Buch herauskommen konnte. În așa fel încât în 4 luni de zile cartea a putut ca să fie tipărită. Wir dachten, vielleicht sollten wir es wagen, 1000 Stück zu drucken. Și atunci ne-am spus, poate că ar fi bine să încercăm să tipărim 1000 de bucăți. Da war dann eine Begegnung mit dem Leiter von Adventist Booksender in Bogenhofen. Și apoi a fost o întâlnire cu lucrătorii de la Advent ABC-ul din Bogenhofen. Er sagte, druck 2000, wir übernehmen 1000. Și ei îmi spuneau, tipăriți 2000 de exemplare, noi preluăm 1000. Dann haben sich aber doch unsere Verlage in Wien und in der Schweiz noch dazu gesellt. Dar după aceea a fost editura din Austria și cea din Elveția care au sporit și ei comandă. Und durch die Gnade Gottes wurden inzwischen von diesem einen Buch 9500 Exemplare verkauft. Iar din această primă carte, da zis Schritte zur persönlichen. Nein, die 40 Tagebuch. Prin harul Dumnezeu s-au vândut 9500 de exemplare din cartea lui Dennis Smith, 40 de zile de rugăciune. Und von den anderen Büchern von Dennis Smith, 40 Tagebuch 2, 3 und 4 wurden nochmal eine Menge verkauft, insgesamt von Dennis Smith über 20.000 inzwischen. Iar din următoarele cărți ale lui Dennis Smith, numărul 2, 3 și 4, au mai fost vândute iarăși mii de exemplare. Ich gehe jetzt in der Zeit zurück in Herbst 2011. Și mă întorc înapoi în timp, în toamna anului 2012. Durch die drei Impulse, die Gott mir gegeben hat, prin cele trei impulsuri pe care mi le-a dat Dumnezeu, habe ich ernstlich angefangen zu beten und zu studieren über das Leben im Heiligen Geist. Am început să mă rog foarte sincer și să studiez tema viața în Duhul Sfânt. Das Ergebnis waren, dass ich 3 Predigten darüber gehalten habe. Iar rezultatul au fost 3 predici pe care le-am prezentat. Und ich habe diese Predigten in kopierter Form den Gemeinden überlassen. Iar aceste predici le-am lăsat într-o formă copiată bisericilor unde am predicat. Ich musste kopieren, kopieren, kopieren. Și mi s-au cerut noi și noi și noi copii. Insgesamt 1500 Stück. Ajungând la 1500 de exemplare. Und die sind überall hingelangt. Iar acestea au ajuns pretutinde. Auch zu 2 unserer Theologen. Un exemplar a ajuns și la 2 dintre teologii noștri. Einer von ihnen schrieb mir am 1. Mai 2012. Iar unul dintre ei mi-a scris la 1 mai 2012. Deine Ausarbeitung über Schritte zur persönlichen Erweckung, lucrarea ta, paș spre redeșteptare personală, ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Este cu adevărat un dar al cerului. Zuerst an dich und durch dich dann an alle Leser. Mai întâi pentru tine și prin tine la toți cei care au citit. Obwohl in letzter Zeit einige praktische und tiefgeistliche Bücher an die Gemeinde kamen, deși în ultimul timp au apărut câteva cărți foarte spirituale pe tema aceasta în bisericile noastre, ist Schritte zur persönlichen Erweckung außergewöhnlich. Broșura Paș spre redeșteptare personală este ceva cu totul ieșit din comun. In einer so kompakten und dabei doch recht detaillierten Weise, într-o formă foarte compactă și totuși foarte detaliată, wird der Weg zum erfüllt werden mit dem Heiligen Geist dargestellt. Este descris drumul spre umplerea cu Duhul Sfânt. Oh, beide, dieser und der andere Theologe empfahlen, ich soll das drucken lassen. Și amândoi,
Și primul și al doilea teolog mi-au sugerat ca să tipăresc această broșură. Aber ich dachte, das gibt höchstens ein Heft. Dar mă gândeam ce poate fi mai mult decât un caiet. Das nimmt kein Verlag an. Pe care nicio editură nu o ia în serios. Ich brauche gar nichts machen. Nu, nici nu trebuie să fac nimic. Und ich habe auch absolut nichts gemacht. Și nici n-am făcut de fapt nimic. Aber Gott gab es einem anderen ins Herz. Dar Dumnezeu a așezat lucrarea aceasta în inima altuia. Der Heimatmissionsleiter der Deutsch-Schweizerischen Vereinigung in Zürich. Deci conducătorul lucrării misionare în conferința germană din Zürich. Schrieb mir, ob sie als Deutsch-Schweizer Vereinigung diese drei Predigten als Broschüre herausbringen können. Mi-a cerut permisiunea ca conferința germană-elvețiană să aibă posibilitatea să scoată din, pornind de la cele trei predici, o broșură. Es wären nur einige kleine Ergänzungen nötig. Ar fi necesare doar mici completări. Sie über ihren Namen die ganze Aufgaben bezahlten alles. Ei au preluat toată lucrarea și finanțarea ei. Und dann entschieden sie, dass die Broschüre kostenlos an alle Familien der Vereinigung gegeben wird. Și apoi au luat hotărârea ca această broșură să fie dăruită gratuit fiecarei familii. Bevor es soweit war, haben sie an alle anderen Vereinigungen geschrieben, ob die auch teilnehmen. Dar înainte ca să facă lucrul acesta, au scris și altor conferințe vorbitoare de limba germană. Zwei Vereinigungen schlossen sich an. Două conferințe s-au atașat acestei lucrări. So brauchten wir jetzt 9200 Kopien. În așa fel încât s-au comandat 9200 de exemplare. Wir dachten, wir lassen mutig 10.000 Stück drucken. Ja, noi am spus așa, plin de curaj, comandăm 10.000 de bucăți. Der Drucker machte einen Fehler. Dar copiatorul a făcut o greșeală. Der druckte 13.500. Iar mașina de tipărit a scos 13.500 de exemplare. Ich dachte, was mache ich jetzt? Și acum întrebam, ce fac cu atâtea exemplare în plus? Dann dachte ich, in Römer 8, Vers 28 steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Și atunci m-am gândit la textul din Roman 8:28, care spune că toate lucrurile se întâmplă spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Wir haben also die 13.500 abgenommen. În așa fel încât am preluat de la tipografie cele 13.500 de exemplare. Und erstaunlicherweise, die gingen schnell weg. Și în mod surprinzător pentru noi, ele au fost distribuite foarte repede. Wir mussten wieder drucken und wieder drucken. Și a trebuit să retipărim și încă o dată să tipărim. Inzwischen sind in Deutsch 44.000 verbreitet worden. Iar între timp s-au răspândit 44.000 de exemplare din această broșură în limba germană. Und der Hersteller hat mir vor vier Wochen mitgeteilt, es sind nur noch 50 Exemplare da. Iar săptămâna trecută mi s-a comunicat că mai sunt doar 50 de exemplare. Wir müssen wieder drucken. Trebuie să mai scoatem un tiraj. Gott hat laufend eingegriffen. Dumnezeu continuu a fost implicat în această lucrare. Durch die Verbreitung dieser Broschüre. Prin răspândirea acestei broșuri. Erfolgten laufend Einladungen, Seminare in den Gemeinden zu halten. Am primit foarte multe invitații să prezint seminarii în diferite comunități. Die Gemeinde Nürnberg schrieb. Comunitatea din Nürnberg mi-a scris. Dürfen wir das als Video herausbringen? Avem permisiunea din partea ta ca să filmăm prezentările? Sie haben das als Video rausgebracht. Și au scos DVD-uri cu înregistrări. Ein Bruder aus der Schweiz telefonierte. Un frate din Elveția mă sună. Dürfen wir das als Hörbuch rausbringen? Avem permisiunea din partea ta ca să scoatem un CD. Ein junger Bruder schrieb ein E-Mail. Darf ich das als E-Book verwandeln und rausbringen? Iar un tânăr m-a rugat dacă îi dau permisiunea să transforme textul pentru e-books. Das wird jetzt von Amazon verbreitet. Nu,
Iar cartea în felul acesta este vândută pe Amazon. Auf der Internetseite Schritte zur persönlichen Erweckung. Pe pagina de internet pași spre redeșteptare personală. Dort sunt viele wichtige Informationen. Sunt foarte multe informații importante. Und alle Übersetzungen. Și toate traducerile broșurii. Da waren im vergangenen Monat im September. Deci luna trecută în septembrie. 9500 die das angesehen haben. Am avut 9500 de vizionări. Als ich in eine Gemeinde in September war das. Diesen ja. September, ja. Also es wird über Internet auch sehr stark verbreitet. Deci broșura este răspândită foarte mult și prin intermediul internetului. Als ich in einer Gemeinde in der Nähe predigte, când am predicat într-o biserică apropiată de locul acesta. Die Gemeinde hat eine ganze Anzahl russlanddeutsche Glieder. În biserică erau foarte mulți membri vorbitori de limba rusă. Sagten sie mir, weißt du, dass dein Buch in Russisch übersetzt ist? Și mi-au spus, știi că broșura ta a fost tradusă în limba rusă? Ich hatte keine Ahnung davon. Aber n-aveam de lucrul acesta. Dann kam ein E-Mail von einer Predigersfrau in Ungarn. Apoi am primit un e-mail de la o soție de pastor din Ungaria. Sie schrieb, ich habe dein Buch ins Ungarische übersetzt. Și ea mi-a spus, am tradus broșura în limba maghiară. Geschwister, inzwischen sind es etwa 30 Sprachen oder noch mehr. Iar, stimați frați, în prezent, cred că sunt în jur de 30 de limbi în care a fost tradusă broșura. Es ist unglaublich, was Gott tut. Este de necrezut ce poate să facă Dumnezeu. Und Gott hat all das finanziert, das ist an die Empfänger in allen Ländern, an die Geschwister, an die Familien kostenlos ausgegeben worden. Dumnezeu a avut grijă și de finanțare pentru că broșura a fost distribuită gratuit către fiecare familie din țările respective. Teilweise haben die Vereinigungen, die Verbände, die Verlagshäuser finanziell mitgeholfen. Deci s-au implicat financiar și uniunile, conferințele, o parte din cheltuielile au fost preluate și de editur. Aber die Hauptgaben kamen von privater Seite. Dar cele mai multe fonduri le-am primit din donații private. Wir beten ständig, dass der Herr uns die nötigen Mittel schenkt. Ne rugăm zilnic ca Dumnezeu să ne ofere și mijloacele de care avem nevoie. Ein Beispiel. Un exemplu. Im Herbst 2016, also letztes Jahr, deci, în toamna anului trecut, 2016, wussten wir über Wochen, dass große Zahlungen auf uns zukommen. Știam că vom avea facturi mari de achitat. Wir wussten aber nicht die genaue Summe, weil wir aus verschiedenen Ländern noch nicht die Druckangebote hatten. Dar nu știam ce sume va trebui să achităm, pentru că solicitările noastre de a tipări în alte țări, încă nu știam exact sumele pe care trebuie să le achităm. Aber es waren keine großen Mittel gekommen. Nu aveam la dispoziție surse foarte multe. Am Mittwoch, dem 23. November abends, wusste ich, wie viel Geld wir brauchen. Miercuri, 23 noiembrie, am știut câți bani avem nevoie. 98.200 euro. 98.200 de euro. Ich kniete mich nieder wegen den Mitteln. Și am îngenunchiat. Da kam mir der Gedanke, ein Bruder hat mal größere Beträge gegeben, nicht so groß, aber größere Beträge. Și mi-a venit în minte un frate care ne-a mai ajutat financiar, ne-a oferit donații, nu în suma aceasta. Lieber Gott, darf ich diesen Bruder fragen? Cine am întrebat, Doamne, am voie să-l întreb pe fratele acesta dacă ne ajută. Gott sagte, bitte ihn. Iar Domnul a spus, roagă-l. Ich schrieb ihm sofort eine E-Mail und schilderte unseren Bedarf. Iar eu i-am scris un e-mail și am scris în ce situație ne aflam. Am Ende schrieb ich, iar la sfârșit am scris, ich weiß nicht, wie weit der Herr deine Hände und dein Herz gefüllt hat, um so eine Summe geben zu können. Nu știu în ce măsură Dumnezeu
a binecuvântat inima și mâinile tale pentru ca să poți dărui o sumă atât de mare. Am nächsten Morgen um 8:23 a doua dimineața, la ora 8:30, kam von ihm ein E-Mail. Am primit de la el un e-mail. Ich habe das Gefühl, dass Gott dich schickt und dir gesagt hat, da kannst du Hilfe bekommen. Am impresia, scria el, că Dumnezeu te-a trimis la mine, sugerând că aici poți primi ajutor. Weil ich dort mein Geld angelegt habe. Pentru că aici am vrut să investesc banii mei. Ich schrieb ihm zurück, dass ich gebetet habe und dass Gottes Antwort war, bitte ihn. Iar i-am răspuns imediat că Dumnezeu la rugăciunea mea m-a îndemnat ca să îi cer ajutorul. Eine Viertelstunde später kam wieder ein E-Mail. După un sfert de oră primesc din nou un e-mail. Ich habe die Überweisung von 100.000 Euro angewiesen. Și îmi spune, am dat ordin să fie virați 100.000 de euro. Geschwister, das sind alles Dinge, die menschlich man nicht machen kann. Iubiți frați, sunt lucruri pe care omenește nu ai cum să le faci. Merken wir nicht in allen Dingen, wie Gott das führt und wie das auf uns zugekommen ist. Nu observăm oare intervenția lui Dumnezeu și felul cum ne influențează aceste lucruri? Dabei plant Gott von langer Hand. Dumnezeu planifică pe termen lung și cu mâna largă. Ich bin Ende im Dezember 2015 ins Reisebüro gegangen. În 2015, luna decembrie, am mers la o agenție de voiaj. Und habe einen Flug gebucht für ein halbes Jahr später. Și am comandat un zbor cu 6 luni mai târziu. Ich wollte an einem Donnerstag zurückfliegen. Și voiam să mă întorc într-o zi de joi. Da sagte die Dame mir, wenn Sie erst am Sonntag zurückfliegen, ist der Flug billiger. Iar femeia de la agenție îmi spune, dacă vă întoarceți duminică, zborul este mai ieftin. Da sagte ich gut, dann fliege ich am Sonntag zurück. Și am spus bine, am să mă întorc duminică. Ich war also ein halbes Jahr später, dann 3 Tage länger. Iar după o jumătate de an, deci m-am întors cu 3 zile mai târziu. Ich wurde in diesen 3 Tagen eingeladen, ein Seminar Schritte zur persönlichen Erweckung zu halten. Iar în aceste 3 zile am fost invitat să țin un seminar despre pași spre redeșteptare personală. Weil es sehr heiß war, war die nächste Versammlung erst abends. Și pentru că era foarte fierbinte în locul acela, adunarea avea loc doar seara. Da sagte der Prediger zu mir. Și apoi predicatorul, pastorul îmi spune: Wenn du willst, lass uns bei einem Freund von mir einen Besuch machen, einem Geschäftsmann. Dacă dorești, hai să vizităm un prieten de-al meu, un om de afaceri. Der Bruder sprach Deutsch. Iar omul vorbea limba germană. Hatte die beiden Broschüren gelesen. A citit cele 2 broșuri. Begonnen im Heiligen Geist zu leben. A început să trăiască în puterea Duhului Sfânt, cum era scris. Fiel mir um den Hals. El m-a îmbrățișat. Und sagte, diese Broschüre și îmi spune, aceste broșuri müssen alle adventistischen Familien auf der ganzen Welt bekommen. Trebuie să le primească fiecare familie adventistă pe toată suprafața pământului. Ich werde dabei mithelfen. Iar eu am să ajut pentru realizarea proiectului. Und er gab einen größeren Betrag. Și a contribuit cu o donație însemnată. Merken wir, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Deci observăm, Dumnezeu deja a pregătit tot ceea ce noi trebuie să facem. An uns ist es nun, das Vorbereitete durchzuführen. Iar nouă ne revine doar însărcinarea de a împlini ceea ce Dumnezeu a hotărât mai dinainte. Die Broschüre wurde inzwischen verteilt in 52 Ländern. Între timp, broșura aceasta a fost împărțită în 52 de țări. In etwa 30 Sprachen. Tradusă în aproximativ 30 de limbi. Mit 600.000 Exemplaren. Iar în total au fost 600.000 de exemplare. Und wenn wir die Bücher von Dennis Smith noch, die verkauft wurden, und die Broschüre in Jesus bleiben dazu nehmen, dann sind es insgesamt 650.000 Bücher über Erweckung. Iar dacă mai socotim și cartea lui Dennis Smith
și a doua broșură, Rămânerea în Hristos, au fost 650.000 de exemplare distribuite în vederea creșterii spirituale personale. Ich werde immer wieder gefragt, wie macht ihr Werbung? Mereu sunt întrebat, cum faceți publicitate? Ich möchte sagen, die Hauptwerbung sind Geschwister, denn die Botschaft in ihr Herz gegangen ist, die breiten sie aus. Iar eu pot să spun că principala publicitate ne fac acei frați care au citit broșura, mesajul a mers la inimă, iar ei povestesc și fac broșura cunoscută. Ein Beispiel. Un exemplu. Ein Bruder hat bei einem Camp-Meeting am 4. August dieses Jahres dem Bruder Dwight Nelson eine Kopie gegeben. La un Camp-Meeting, un frate al nostru oferă această broșură lui Dwight Nelson. Dwight Nelson ist der leitende Pastor von der Andrews-Universität. Dwight Nelson este pastorul senior la Universitatea Adventistă Andrews. Er hat an drei Sabbaten nacheinander im September über den Heiligen Geist gepredigt. Iar trei sabate la rând în septembrie a predicat despre Duhul Sfânt. Sagte in der ersten Predigt. Și în prima predică a spus: Diese Broschüre hat mein Inneres verändert. Această broșură a schimbat lăuntrul meu. Und ich wünsche, dass auch euer Inneres verändert wird. Și vreau ca și viața voastră să fie schimbată. Er hat in allen drei Predigten stark geworben, dass sie diese Broschüre bestellen sollen. Și în toate cele trei predici a încurajat foarte mult pentru ca să fie citită această broșură. Das hat 4000 Besuche per Internet ausgelöst auf der Internetseite. În felul acesta am avut 4000 de cititori pe pagina noastră de internet. 4000. Deci 4000. Und schätzungsweise 1000 Bestellungen, also Bestellungen für etwa 1000 Bücher. Iar în jur de 1000 de cărți au fost comandate. Weil das Herz eines Mannes bewegt war. Doar pentru că inima unui om a fost atinsă. Er sagte in der ersten Predigt. Și spunea în prima predică. Ich lese das Buch gerade zum dritten Mal. Vor citesc pentru a treia oară această carte. Ich erhielt inzwischen über 100 schriftliche Zeugnisse, was Gott in den Herzen und im Leben von Menschen getan hat. Între timp am primit mai multe 100 de mărturii de la oameni care mărturisesc ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Und dann waren hunderte Gespräche in den Gemeinden. Și au fost sute de convorbiri în comunități. Und ich habe daraus erkannt, warum die Broschüre so geschätzt wird. Și am recunoscut de ce broșura aceasta este atât de prețuită. Abgesehen vom Einfluss Gottes. Da, fără ca să mai vorbesc de influența lui Dumnezeu. Es ist ihnen wichtig gewesen, was Jesus selbst über den Heiligen Geist lehrt. Pentru frații noștri era important ce spune Domnul Hristos despre Duhul Sfânt, dass ihnen die Augen geöffnet hat für den eigenen geistlichen Stand. Li s-au deschis ochii pentru ca să-și recunoască adevărata lor stare. Errettet oder verloren. Starea, dacă sunt salvați sau pierduți. Sie verstanden die beiden notwendigen Schritte zu einem geistlichen Leben führen. Ei au înțeles pașii necesari pentru ca să se conducă la o viață spirituală. Tägliche Hingabe an Christus. Consacrarea zilnică lui Hristos. Und täglich den Heiligen Geist zu empfangen. Și primirea continuă a Duhului Sfânt. Alle anderen persönlichen Schritte zeigte ihnen der Geist Gottes. Iar toți ceilalți pași după aceea au fost sub influența Duhului Sfânt. Durch Beten mit Verheißungen kamen sie zur Gewissheit, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Prin folosind rugăciunea bazată pe făgăduințele cuvântului, au ajuns să primească Duhul Sfânt. Vor 8 Wochen kam ein E-Mail. În urmă cu 8 săptămâni am primit un E-Mail von einem Prediger, der viele Jahre Abteilungsleiter in Unionen war. De la un pastor care pentru mulți ani a fost conducător de departament într-o uniune. Er schrieb, ich bin jetzt im Ruhestand. Și el îmi scria, sunt acum pastor pensionar. Ich habe durch die Broschüre
gelernt, mit Verheißungen zu beten. Și am învățat datorită acestei broșuri să mă rog, bazându-mă pe făgăduințe. Gott hat Siege geschenkt, die ich nicht für möglich gehalten habe in meinem ganzen Leben. Biruințe care nu le-am socotit vreodată posibile. Heute kam ein E-Mail von einer jungen Frau. Astăzi am primit un E-Mail de la o femeie tânără. Sie schrieb, dass sie furchtbare Angst hatte. Îmi scria că avea o frică extraordinară. Und hatte gelesen über das Beten mit Verheißungen. Și a citit în broșură despre rugăciunea bazată pe făgăduințe. Sie schrieb, ich habe mit Psalm 91, Vers 1 bis 4 gebetet, dass Gott mir diese Angst wegnimmt. Și ea a folosit Psalmul 91 de la versetul 1 la 4, cerându-L Dumnezeu, bazat pe cele scrise, să ia frica cu care trăia. Und sie schrieb, nach dem Gebet war die Angst weg und ich war voll im Frieden. Ich habe jetzt Gott erlebt. Și îmi scria, după rugăciune, frica a dispărut pur și simplu, iar acum trăiesc într-o pace deplină cu Dumnezeu. Ich darf zurückkommen auf die Gedanken, wie wir begonnen haben. Și aș vrea să mă întorc la gândurile pe care le-am exprimat la început. Ja, vielleicht darf ich noch ein, zwei Erfahrungen vorher bringen. Sau poate una sau două experiențe pe care aș vrea să le mai amintesc. Die Botschaft geht per E-Mail kreuz und quer über die Welt. Solia merge de-a lungul și de-a latul pământului prin e-mail-uri. Die Leiterin der Frauenabteilung einer Vereinigung in Indien, conducătoarea departamentului misiunea femeii din India, betete und fastete, welches Programm sie durchführen soll bei der Frauenkonferenz. S-a rugat și a postit pentru ca Dumnezeu să-i arate ce temă să propună la conferința cu surorile pe care o organiza. Da erhielt sie von Australien per E-Mail die Broschüre. Și a primit din Australia per E-Mail broșura. Sie hat sie sofort bearbeitet. Imediat a prelucrat. Präsentationen gemacht. A pregătit prezentări. Und darüber war dann die Frauenkonferenz. Și aceasta a fost tema pentru conferința femeilor. Sie schrieb, es war die gesegnetste Konferenz, die wir je hatten. Și îmi scria, a fost cea mai binecuvântată conferință pe care am avut-o vreodată. Die Frauen wollten alle Unterlagen haben. Toate surorile mi-au cerut ca să le ofer manuscrisul. Ich habe mit dem Vorsteher gesprochen. Am vorbit cu președintele. Wir sind bereit, sofort die Übersetzung zu machen. Suntem dispuși, pregătiți ca să traducem broșura. Wir haben 8000 Exemplare in dieser indischen Sprache gedruckt. Și am tipărit 8000 de exemplare în dialectul indian al locului. So dass jede Familie ein Exemplar bekommen konnte. În așa fel încât fiecare familie să poată primi un exemplar. Dann wurden nochmal 1000 gedruckt. Apoi au mai fost tipărite 1000. Die hat diese Schwester mitgenommen, als sie eingeladen war, eine Frauenkonferenz in Myanmar zu halten. 1000 de exemplare pe care această soră le-a luat cu ea atunci când a fost invitată în Myanmar ca să țină o conferință. Das ein für den christlichen Glauben geschlossenes Land. Este o țară închisă în fața soliei creștine. Sie betete, dass sie mit ihren 1000 Büchern gut durch den Zoll kommt. Dar ea s-a rugat ca Dumnezeu să o ajute să treacă cu bine cele 1000 de exemplare la graniță. Der Polizeiofizier am Zoll hatte gerade Streit mit jemand. Iar ofițerul, vameșul ofițer, tocmai se certa cu cineva. Und winkte sie weiter. Și face semn ca mașina ei să treacă. Diese Schwester schrieb, iar această soră îmi scrie, dieses Buch sollte in alle Hauptsprachen, am besten in alle Sprachen übersetzt werden. Ar fi de dorit ca această carte să fie tradusă în limbile principale, ba chiar în toate limbile lumii. Ein Bruder, der vor 6 Jahren noch Muslim war in Pakistan, un frate care în urmă cu 6 ani încă era musulman în Pakistan, kam über Brasilien in Verbindung, a primit broșura din Brazilia. Und schrieb, es handelt sich um ein außergewöhnliches Buch. Es hat mein Leben verändert und das meiner Familie. Este vorba despre o carte deosebită care a schimbat viața mea și a familiei mele. Er schrieb, ein christlicher Pastor erhielt von mir
vor 2 Monaten das Buch Schritte zur persönlichen Erweckung. Îmi scria un pastor, ținea în fața mea această broșură Pași spre redeșteptare personală. Ist ein muslimisches Land, der Pastor hat ihn dann nachts besucht. Pentru că este o țară islamică, pastorul a vizitat noaptea. Hat ihn gebeten, ihm Broschüren zu geben für seine Gemeinde. Și n-a rugat ca să-i dea broșuri pentru biserica lui. Und sagte, ich bin jetzt 40 Jahre. Și îmi scria, sunt de 40 de ani. Als Pastor und Lehrer habe ich hunderte Bücher gelesen. Am citit ca pastor și învățător, ca profesor, multe cărți. Aber es gibt bis heute nur 2 Bücher. Dar sunt doar 2 cărți până astăzi. Die eine große Wirkung in meinem Leben hervorgerufen haben. Care au produs schimbări mari în viața mea. Und Schritte zur persönlichen Erweckung. Iar broșura Pași spre redeșteptare personală, das ist eines dieser beiden. Este una din cele 2. Vorgestern kam aus Pakistan eine Mitteilung, dass ein leitender Pfingstprediger für 200 Pfingstpastoren Bücher haben möchte. Ieri am primit solicitarea că un pastor pentecostal solicită 200 de exemplare din broșură pentru biserica lui. Ich möchte zurückkommen auf unseren Ausgang. Și aș vrea să mă întorc la cele amintite la început. Gott hat uns bereitet, uns neues Leben geschenkt, damit wir gute Werke tun, damit wir seine Botschaft weitergeben in Wort und Wandel. Deci Dumnezeu a pregătit mai dinainte pentru ca noi să putem da mai departe în cuvânt și în faptă cele primite de la el. Ein Leiter einer Missionsschule und eines Gesundheitszentrums. Conducătorul unei școli misionare și a unui centru misionar de sănătate. In Bolivien. Din Bolivia. Hatte eine Broschüre in Korea bekommen. A primit un exemplar din broșura în Corea. Und er schrieb, ich unterrichte es unsere Studenten. Și îmi scria, predau mesajul ei către studenții noștri. Sie sind alle sehr gesegnet. Toți sunt mult binecuvântați. Aber ich bin doppelt gesegnet. Dar eu sunt dublu binecuvântat. Weil der Geber immer mehr empfängt wie der Empfänger. Pentru că întotdeauna dăruitorul primește mai mult decât cel care recepționează mesajul. Gott will große und unfassbare Dinge vollbringen. Dumnezeu vrea să facă lucruri extraordinare. Die Ehre soll Gott zukommen. Iar slava să fie a Domnului. Damit die Menschen sehen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Pentru ca oamenii să vadă ce Dumnezeu minunat avem. Und er sucht sich oft für diese Aufgaben den Schwächsten heraus. Și de multe ori cheamă pentru îndeplinirea acestor lucrări pe cei mai slabi. Hudson Taylor, der große China-Missionar, Hudson Taylor, marele misionar al Chinei, als ihm jemand ein Lob aussprach, când cineva i-a adresat o laudă, über den großen Einfluss seiner Mission, despre influența lucrării sale, sagte er, es scheint mir, dass Gott über die ganze Erde schaute, el spune, mi se părea că Dumnezeu privia peste tot pământul, um jemand zu finden, pentru ca să găsească pe cineva, der schwach genug war, um sein Werk zu tun. Care să fie destul de slab pentru ca să poată face lucrarea lui. Als er am Schluss mich fand, iar în final când m-a găsit pe mine, sagte er, spunea el, dieser ist schwach genug, er wird es tun. A spus, acesta este destul de slab și el va face lucrarea. Alle Riesen Gottes waren schwache Menschen. Toți uriașii lui Dumnezeu au fost oameni slabi. Die Großes für Gott taten, care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu. Weil sie damit rechneten, dass er mit ihnen ist. Pentru că au avut convingerea că El, Dumnezeu, este cu ei. Elweit schrieb, wir werden den Sieg nicht durch große Anstrengungen oder Macht gewinnen. Iar Ellen White spune, nu vom câștiga biruința prin sforțări foarte mari sau prin putere, sondern durch eine volle Hingabe an Jesus. Și printr-o predare deplină lui Isus. Ich möchte als Schlusswort sagen, iar ca și cuvânt de încheiere, dienet dem Herrn mit Freuden. Vreau să vă încurajez să slujiți Domnului cu bucurie. Amen. Amin.
Vă invit acum la încheiere să intonăm imnul 336, pe Iisus îl vreau aproape. Fratele Cornel Dinu să vină alături de mine și să rostească rugăciunea de final. Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, că și în seara aceasta, la începutul sabatului tău cel sfânt, am fost prezenți în casa ta de rugăciune. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru fratele care a fost prezent și a prezentat cuvântul tău. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca fiecare dintre noi să ne punem în slujba ta, să lucrezi prin noi și în fiecare zi, acolo unde suntem, să facem lucrarea ta. Amin. Te rugăm să ne ajuți ca în fiecare zi și în fiecare clipă să cerem prezența Duhului tău cel sfânt în inimile noastre, ca să primim putere și să putem lucra pentru tine. Te rugăm să binecuvântezi studiile pe care fratele le va prezenta în acest sabat și ajută, Doamne, ca inimile noastre să fie transformate și să fie dornice pentru primirea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Te rugăm să ne însoțești și în seara aceasta și în drum spre casă, ca din nou mâine dimineață să ne prezentăm aici înaintea ta, să continuăm studiile de care avem mare nevoie. Să mulțumim că Tu ne iubești și ne asculți. Fii lăudat prin Domnul Hristos în veci de veci. Amin. Amin.